Din nou în studioul nostru cel simpatic, cu a doua serie de invitați. O să fac prezentarea în sensul acelor de ceasornic, doamnelor, domnilor, alături de mine, în stânga mea, de-a stânga mea, Ana Maria Teodora Tacoi. Bună dimineața! Bună dimineața! Câți ani ai? Am 8 ani. De ce ai venit aici? Să dansez. Să dansez. Cu cine dansezi? Continu prezentarea. El este Darius Istrate, da? Este colegul și prietenul tău, da? Da. Funcționează? Funcționează. O să te rog să-l ții așa în dreptul gurii ca să te prindă foarte bine. Bună dimineața, Darius! Bună dimineața! Cum te simți la noi? Bine! Da? V-ați trezit? În dimineața asta sunteți fresh? Da. Sunteți cruiți pe treabă? Da. Sunteți de aceeași vârstă? Nu. Nu? Cine Eu sunt cu un an mai mare. Tu ești cu un an mai mare? Da. Se vede după dințișori care au crescut mai mult. Asta e vârsta aia dificilă la care cad dințișorii și... Darius? Da. Să nu mai pui limba la dinte pentru că e posibil să crească strâmb și apoi o să ai nevoie de intervenții din cele mai sofisticate cu aparat dentar, dar voi nu ați venit singuri. Și haide să o prezentăm împreună, da? Pe profesoara voastră, da? Aș putea zice profesoara noastră pentru că face aerobic și cu mine în fiecare dimineață, sau mă rog, de 3 ori pe săptămână minim aici în platou. Doamnelor, domnilor, Patricia Popescu, instructor de aerobic și dans sportiv, este cu acești copii minunați în această dimineață la noi în platou. Bună dimineața! În sfârșit ne vedem în carne și oase după ce ne-am văzut decât pe sticlă, dar te știu de când erai un pic mai mare decât ei, când ai venit în platoul nostru de atunci împreună cu fratele tău. Lucrați împreună și acum? Faceți dans de performanță în continuare? În privința competițiilor, dansul de performanță, am luat o pauză de când a avut el bacalaureatul. Pentru că a fost mai dificilă perioada, ne bazându-ne doar pe dans, a fost mai greu cu facultățile, fiecare am vrut la o facultate puțin mai bună decât cele pe care le preferă toată lumea și a fost mai dificilă. Și apoi am zis că dacă tot ne-am bazat pe a fi instructori și nu neapărat performanță, pentru că oricum am ajuns la un nivel destul de bun, adică încât n-ai ce să-ți mai dorești, la profesioniști n-avem ce să... Adică nu tindem spre acolo. Ați câștigat tot ce se putea ce ne-am câștiga dorit, la... Nu că tot ce se putea, da, nu neapărat, pentru că la nu am de luat vârstă. Maximum. Da, am luat pur și simplu ce și-ar dori orice sportiv de performanță, care nu neapărat, pentru că mai departe oricum nu ai ce să faci. Dacă nu am fi cu facultatea, am zice să ne facem carieră din asta. Dar am preferat să rămânem instructori, să dansăm pe la nunți, la majorate, pe unde suntem... invitați. Asta este o meserie din care trebuie să trăiești și mai mult decât atât, e un lucru pe care îl poți face cu mare plăcere. Ești instructor de aerobic și dans sportiv, te-am văzut în materialele filmate pe care noi le dăm în fiecare dimineață și încercăm să înviorăm pe toți cei de acasă. Sunt și persoane mai puțin avizate, fac pași strâmbi, încerc, mă chinui și eu dimineața cu Alina, ne mai călcăm pe picioare, transpirăm imediat, aici bine, este și căldura în plus din cauza reflectoarelor, dar cum te descurci cu cei care vin în sală? Păi una este cum ai zis tu că vă călcați pe picioare și alte chestii, una este când faci după televizor, după ceva și una este când ți se predă, pentru că practic voi vedeți acolo pașii deja învățați. Dar bine că nu sunt, n-au un grad de dificultate foarte mare, că nu o să stăm tehnic să le luăm pas cu pas, de aia se și numește întreținere sau aerobic, fetele învață pe parcurs, deci nu este foarte greu la nivelul de pe care l-ați văzut dimineața la aerobic. Avem un telefon, să vedem, cineva a sunat la 0251506161, vrei să fii asistenta mea din această dimineață și să zici alo, bună dimineața, cine ne sună? Alo, bună dimineața! Cine sunteți? Bună dimineața! Bună dimineața, frumoasă! Cine sunteți? Cine sunteți? Eu mă numesc Cornelia Galben, nu sunt din Craiova. De ce ne sunat? De cine ați sunat? În primul rând, sunasem să-i felicit pe cei de la Vasilia, da, pentru tot ceea ce fac pentru copiii cu dizabilități. L-am văzut de câteva ori pe părintele Stănulică și îți oferă acel confort, acea
bună dispoziție numai atunci când îl auzi vorbind. Iar acum vreau să vă felicit pe voi, sunteți niște frumoși, stătați foarte bine și am și eu un nepoțel care mi-am propus să-l dau la dansuri, dar este încă micuț, el nu are decât 2 ani. Într-adevăr, e cam mic. Da, limita de vârstă este de... era de 4 ani, dar nerăbdători părinții și-au adus copiii și de la vârsta de 3 ani jumate. Acum, dacă știți că o să se acomodeze, merge și de la 3 ani jumate. Da, sperăm. Mie îmi place foarte mult și știți cum e mintea copiilor și nu numai, trebuie ținută ocupată, altfel da, facem alte lucruri. Psihic se lucrează foarte bine cu sportul în general, nu neapărat dans, dar mă gândesc că dansul mai e și o artă, nu neapărat un sport, nu doar un sport. Da, da, e puțin da, mai... tocmai de asta. Lui îi place foarte mult. Vreau să vă spun că la 2 anișori deja știe de Smiley, știe de Gaga, știe de toți cântăreții care cum îi aude chiar și în taxi, sunt șoferii care întorc capul când e pronunță numele celor pe care îi ascultă și dansează. El merge deja în degetele ca Michael. Deci este, îi place. Păi, nu trebuie decât să țineți aproape cu ce fac cei pe care îi vedeți în această dimineață în platoul nostru și poate ceva mai devreme, în jurul vârstei de 3 ani, 3 ani și ceva, să îndrăzniți să intrați în sala în care Patricia este instructor și să-l vadă pe nepoțelul dumneavoastră și ea să dea votul, da, nu, când anume. În cazul în care doriți să păstrați, adică într-un fel să păstrați legătura, să aveți de unde să luați niște date de contact, avem site-ul clubului patriciadance.ro. Bun, o să chiar... Ia câte doamne, foarte simplu, dar pentru că ne-a sunat, o să introduc numele dumneavoastră într-o urnă, veți avea șansa ca mâine să vă numărați printre câștigătorii sau să, mai bine zis, să fiți câștigătoarea spa-ului facial oferit de Centrul Sănătatea. Așadar, stați și mâine cu ochii pe noi că s-ar putea să aveți o surpriză plăcută. Vă mulțumim frumos că ne-a sunat. Mulțumesc frumos și baftă multă piticilor. Mulțumim. I-au zis piticilor. Vă vedem la treabă? Da. Ne mobilizăm, da? Da. E foarte de dimineață pentru dans? Nu. Ce o să ne dansați? Samba, cha-cha, jive. Și? Jive. Jive. Hai să trecem la treabă. Lăsăm microfoanele aici. Vă pregătim.